Andreea Pisăcariu, primul punct pentru România. Începem cu 1-0, urmează acum meciul 2. Cum a fost 6-0? Poate induce în eroare, dar ai muncit enorm. Meciul a fost foarte greu. Eu știu pe fata asta de 4 ani și mereu am muncit dintotdeauna și mi-a fost foarte greu. Iar în primul set am luat-o eu mai tare și de aia nu prea, zic eu că nu prea înțeles nimic din jocul meu. Iar în al doilea a început să vină mai mult peste mine, să-mi atace serviciu și după aia mi-a făcut meciul un pic imposibil în setul 2. Dar am zis să rămân calmă, chiar dacă m-ați văzut că am aruncat toată o rachetă, se mai întâmplă. Dar restul eu sunt și eu calmă cât pot. Și m-am concentrat doar să joc cât mai bine, pentru că rezultatul până la urmă o să vină de la sine și asta. Ce s-a întâmplat în setul 2? Povestește-ne puțin cu problemele și cum ți-au influențat deplasarea pe teren în principal. Eu am o problemă la spate, durere lombară de vreo 2 ani și dacă stau mai multe săptămâni fără masaj, efectiv mi se blochează spatele în meci și nu mai pot să fac nici extensia la serviciu și mi se duce durerea pe picior aici în spate și a ajuns la și afectează deplasarea, evident. Cred că s-a umflat de data asta, ceea ce nu e normal. Nu mă doare spatele, dar am probleme cu glezna, dar eu nu mă gândesc la durere în timpul meciului și, sinceră să fiu, la un moment dat a venit adrenalina și am zis de un colo de durere că pot și fără. Într-adevăr, la scurte mi-a fost greu să frânez, de-aia am și lăsat câteva, am zis să mă concentrez la punctele mai importante și l-am lăsat pe primele să le ia aia. Da. Și... practic, e o performanță faptul că ai reușit să ții în acest al doilea set și să câștigi. E mult mai important acest 7-6 decât 6-0 ăla. Îmi doream mult să o bat, pentru că trebuia să-mi iau revanșă și ea fiind o adversară dificilă, am spus că trebuie să trag mai mult de mine, indiferent de problemele care le am. Dacă trecem, ce spui de eventuala întâlnire cu Portugalia? Le cunoști? Da, deci grupa cea mai grea, nu avem grupa cea mai grea, asta e clar. Noi o să avem adversari pe măsură cu Polonia în finală, pentru că mâine avem cu Portugalia. Nu zic că va fi un meci ușor, dar în principiu n-ar trebui să avem probleme, pentru că le-am mai avut odată în grupă și le-am bătut ușor. Dar depinde tot doar de noi, deci doar de noi trebuie. Deci jocul nostru, dacă ne-l facem, dacă joc astăzi, eu spun că putem să facem un rezultat super și am încredere în Mihaela că o să facă la fel. Vei fi ok pentru mâine? O să stau într-un lighean plin cu gheață astăzi, la masă o să stau cu piciorul în lighean și cu mâinile mănânc. Și în restul să mă odihnesc și până o să jucăm, poate jucăm iară la prânz mâine și o să mai am mai mult timp. Asta va fi eventual și... sper să joc tot eu. Acum capitanul va decide. Până la urmă, toate trei suntem doritoare să jucăm și toate suntem talentate și muncitoare. Deci. Mulțumim mult, Andreea, și felicitări și pentru victorie.